Este oficial, Mădălina Ghenea și Grigor Dimitrov formează un cuplu. Au început să-și declare iubirea și pe rețelele de socializare. Relația lor amoroasă a fost confirmată prin intermediul unui mesaj postat de sportiv pe obiectivul camerei de filmat la finalul unui meci. Astfel, cei doi nu s-au mai ferit și au ales să-și declare sentimentele public. Madalina Ghenea și Grigor Dimitrov formează un cuplu. Cel mai nou mesaj transmis recent de tenismen a fost chiar după victoria din sfărturile de la Geneva contra australianului Christopher O'Connell. Atunci, Grigor a scris pe cameră Mad plus C, un mesaj pentru Madalina și fica ei, Charlotte. Totul a devenit oficial după ce și-au declarat iubirea pe rețelele de socializare. Zvonurile că Madalina Ghenea și Grigor Dimitrov ar forma un cuplu au apărut în presa internațională imediat după ce aceștia au pozat împreună în niște ipostaze tandre. Mai mult, în dreptul pozelor, s-a folosit și o descriere misterioasă. În curând s-a scris în descrierea imaginilor care au făcut în conjurul tabloidelor. Mădălina Ghenea a distribuit un videoclip pe pagina oficială de Instagram, iar în descriere a adăugat tu și eu, tu faci imposibilul posibil, a scris Mădălina Ghenea. Dimitrov a transmis în dreptul postării distribuite de Mădălina Ghenea, magia plutește în aer când sunt cu tine, Mădălina Ghenea. A scris Grigor Dimitrov pe pagina sa oficială de Instagram. Grigor Dimitrov și Mădălina Ghenea au dat naștere speculațiilor în timpul turneului Masters de la Madrid, unde sportivul din țara vecină l-a înfruntat pe Carlos Alcaraz. Mădelin a urmărit meciul chiar din loja lui Grigor. Împreună cu staful acestuia, astfel scenariul posibilei relații dintre bulgar și gene a stârnit reacții în presa mondenă și sportivă. Dimitrov a mai format perechi în trecut cu celebrități precum Sirina Williams, Maria Sharapova, dar și cu artista Nicole Scherzinger, fosta a lui Lewis Hamilton.